Așa. Hei! Bună! Pe la început. Pe cum dacă filmează de 15 secunde? Zi și tu bună! Bună! Bine ați venit pe canalul meu! S-au revenit! Eu sunt Ana și astăzi o să filmăm un daily vlog. Și am să-l pornim de duminică. Pentru că toți sunt 17 grade afară, am zis să mergem în parc. Ia uite, Giulia, mai aici un fir rebel. Facem clasicum? Pfa! Nu. Nu vrea. Ia uite-l, frate. Ce sălbatic e. Ok, tu poți să vorbești acolo și te... gata, nu mai umbla. Gata. Așa că am zis să începem de acasă. Să vă spunem că mergem în parc. Să vedem dacă îl păcălim pe tati și trecem pe la mall. Da. După aceea. Ce zici? Păcălim? Nu cred, da? Vedem. Dacă nu abonați să măcar la Fernanda, măcar. Trebuie să vorbești mai tare, când avem microfon la cameră și nu se aude. Nu încă. Încă. Avem două, dar nu se potrivesc. Am zis că poate, dacă nu la Băneasa, unde mergem noi de obicei, poate măcar la veranda. Că să mâncăm ceva atât. Și să-l aducem pe protagonistul principal, Miki! Stați puțin, mă duc să deschid ușa. Hai, să... repede! Vedem dacă vine. Și suntem iarăși în pat, la noi. Aici, hai să stai. Tu. Ia, hai să vedem și protagonistul principal. Unde mergi? Unde mergi, Miki? Unde mergi? Uite în parc. Stai, mama, să aperi și tu aici. Uite-te. Așa, da, spune-le bună. Hai, Miki. Spune și tu bună. Au. Aici. Îl ducem și pe Miki în parc. Să vedeți cum e nebun și cum trage în toate părțile. Da, și eu îmi iau și rolele. Da, mă, că mă dai jos. Băi. Și mi-e și camera. Băi. Ia, să-l punem pe nebun. Mic. Unde mergi, mamă? Unde mergi? Au. Mergem în parc și eu zic să mergem în parc cu Herăstrău, așa zici și voi. Da. Că ar fi cel mai bine. E bucuros. Cred că e bucuros că mergem în parc. Da. Da? Cine-i bucuros? Cine merge în parc? Noi mergem în parc. Nu mai scuturăs camera. Hai să mergem în parc și filmăm de acolo, da? Da, așa zic și eu. Ce faci, Julie? Ce faci, mă? M-am călcat. Miki, ce faci? Ce? Se seama ce pentru el de mirosurile, wow, lume multă! Mirosuri multe! Acum îi scăpează fiecare pine să așa Julie, rolele. Să se plimbe, că eu nu le-am găsit pe ale mele, dacă nu o să-mi iau altele, dacă nu le găsesc. Să vin și eu cu ea. Să ne plimbăm amândouă. Hai, Julie, ia viteză, să-l tragi pe Miki după tine. Viteză, dași mi-o luat? Da. Ne-am oprit un pic. Ne da. Respectăm zona. Probabil vrea să... În față sau? Da. Ne-am în față. Eram pe acolo, de-aia. E în vale. Nu. Tati, ia-l de aici. Tati! Am te ții de mine. E nasol prima oară, după ce ne-ai mers o perioadă de timp. E nasol că mi-e frică să nu... Mai jos, de jos, n-ai unde. Așa. Uite, vezi? Bravo, Miki, bravo! O să văd rațile. A, uite rațele! Panu-s pe scăruși! Să
în pescăruși. Pescăruș. Vreau să zic porumbel. Că știam că începe tot cu... I-am zis că e rață. Au, uite, e rață. Rață. Da, nu pot să dau. Miki! Ce faci, mami? Ba, nu, că aici mă trage rău. Și aici oamenii au pus lacăte, vezi? Și mai zic că sunt. Am dat, dar nu știu ce are, nu mai e. Așa. Ce faci, mama? Eu m-am focusat să-mi știu? Mai jos un pic. Foarte fain. Ce mai sunt? Ce mai încolo? Mai multe, uite ce fain are. Vezi? E partea asta? E ghitar! Ia să vedem aici. Chinul de pe lume cum cobor eu. Uite de aici mi-am luat eu. Cu Cristina. Am găsit și noi un loc de joacă pentru Miki. Noi dacă stăm la curte, nu prea ai învățat. Căței. Miki! Hai la mami, hai! Hai să mă învăț eu! Ia. Ne-am dus la mama. Ce mâncăm? Păi cum e camera aici? Ia să vedem. Ia că te filmez eu. Haide. Haide. Cât e un smart menu dintr-o ala mai... mai mic? 14 lei 50. Se face de la coadă. Am toți banii, am fost așa. Nu te-ai capatul ăsta. Ai luat wedges. Ce? Cartofi. Wedges, da. Și-ați cartofii tăi. Așa de 2 lei. Și 10 bani. Păi dacă ce vezi, nu? De ce pare lumina așa de? Pentru că e geamul spate. Nu contează, tot trebuie să ne vedem. Ba nu. Uite, ba da, uite așa, vezi, m-a pus eu în lumină.
Am ajuns acasă. Ți-ai zis, avem un picior. Două bătrâni. Wow, tati, te-a făcut bătrân. Ce Plumesc. Zici? Te-a făcut bătrân, Giuni. Giuni? Giulia, am zis. Giulia, uite ce păr lung am. Poc? Da, foarte lung. Și am ajuns acasă din parc. Ați văzut ce-am pupat. Și o să ne pregătim pentru mâine în curând. Ai descris? Pentru mâine? Da. Ai descris. Giulia s-a apucat de scris, eu o să fac o baie, apoi facem sandwich. Da, mama, deci ce complicat e să faci baie, nu e așa? Eu fac teme și tu faci foarte baie. Foarte complicat este să-ți dai drumul la apă, să pui soluția aia care face spumă. Asta nu e viață! Greu. Termină. Și pentru că nu mă face nimic interesant azi, ne vedem mâine dimineață. Când o să mergem cu Paul să-și ia radiografia și apoi la doctor. Și mă duci pe mine la școală. Și te duci pe tine la școală. Așa că pusem pupici și ne vedem dimineață. Hei, Nața. Azi e luni și o să fac părul. Dacă se aude ceva băzâind, să știți că este placa de întins părul, care e on de argint și așa face, că asta este părul meu, fără zifa nimic, așa că nu are nicio formă, nu e nici creț, nu e nici întins, așa că m-am gândit să vă arăt cum o fac eu părul, iar apoi să mergem la doctor cu Paul. Pentru că de 3 săptămâni este acasă cu pneumonie. Iar acum mergem la ultima radiografie de ridicat și apoi la doctor. Să vadă dacă e ok, dacă poate să meargă la școală de mâine. Să o lăsăm și pe Giulie la școală. Iar apoi sperăm din suflet să-mi vină un colet. Pe care îl aștept de... Azi este luni? De lunea trecută. De la Victoria's Secret și vine tocmai din America. A venit luni, m-a sunat curierul, bună ziua, de la curier sunt, aveți un colet, da, sunteți acasă? Atunci eu tocmai plecam, zic, nu, dar e băiatul acasă, nicio problemă. Zice, ok, strada cu tare, da, unde e? Și zice, Snagov, nu? Zic, nu, este Petrăcheaia. Cum? Că pe... colet este scris Snagov. Nu, domnule, este Petrecheaia. A, păi atunci n-am ce să fac. Că eu nu livrez decât în Snagov. Sunați la sediu. Am încercat să intru în aplicația lor, să schimb, să ridic măcar eu coletul de la... Să mă dau mai așa, ca să mă vedeți. De la sediu de la ei. Nicio șansă, nu mi-au dat voie. Băiatul după aia m-a sunat mai târziu, a fost super drăguț. Zice, ok, haideți că am schimbat eu adresa aici. Și o să vină mâine un coleg. Și o să primiți mesaj. Am primit mesaj de la firmă că nu s-a putut livra coletul și că să sun eu la ei să reprogramezi. Zic, ok, dacă a zis băiatul că vine, nu mai sun. Marți. Bineînțeles că n-a venit marți. Am sunat miercuri. Bine că sunasem și între timp și le spusem, domnule, este numele corect, adresa, strada corectă, numărul de telefon corect, este greșită localitatea, care este tot în Ilfov. Dar nu că nu se poate, trebuie să vorbiți la cel care v-a trimis coletul. Zic, domnule, vreți să sună în America să le spun că e greșită adresa? Adică coletul e aici. Da, nu se poate. Ok. După aia sună în altă zi. Domnule, că dați un mail. La adresa firmei, la firmă pe internațional și așa și se rezolvă. Am dat mail, scrie acolo, o să vă contacteze cineva, bineînțeles că nu m-a contactat nimeni. Am așteptat o zi, mai sun o zi. Domnule, zic, am dat mail, nu mi-a răspuns nimeni. Ok, fata, ce haideți că modific eu adresa acum și vine mâine coletul, asta fiind miercuri. Am așteptat, n-am primit niciun mesaj. Joi, bineînțeles că n-a venit niciun colet. Joi, sunt joi din nou. Alo, bună ziua. Aștept și eu de 4 zile un colet. Da, văd că a scris colega mea aici, că a modificat adresa.
Dar nu știu de ce nu a plecat. Mai trimit eu acum o dată. Și vine mâine, sigur. Adică vineri. Ok, bine. Doamna n-aș vrea să mai sun o dată. Și guess what? Vineri nu a venit coletul. Sun din nou. Domnule, bună ziua, bună ziua. Aștept de o săptămână și eu un colet. A, da, văd că s-a schimbat adresa, a făcut și colega mea solicitare. Zice, haideți că le trimit și eu un mail și fac solicitare din nou și o să vină luni. Și astăzi este luni. Și așteptăm coletul. Iar momentan încă nu am primit vreun mesaj că se va livra astăzi un colet. Așa că așteptăm. Așa, acum ca să vă spun și ce ar fi în colet. În cazul în care vine, am comandat, am văzut pe Instagram la Victoria's Secret că aveau reduceri la începutul ianuarie. Și am intrat și eu pe site. Și am intrat pe site-ul lor că l-avea un link. Dar era site-ul din America. Zic, ok, hai să vedem dacă mă lasă să fac comand. Aveau $5 un tricou de dormit. Pijamalele aveau cel puțin 70% reducere. Erau vreo 20 și cred că și mai puțin de dolari. Dar când am făcut comanda, la sfârșit, spunea că nu merge decât pentru America, dar efectiv m-a direcționat pe site-ul pe care vinde și în Europa. Și am putut să cumpăr. M-am gândit că or să fie prețurile diferite, dar nu erau. Erau cam la fel. Și era un lei de data asta. 20 ceva de lei un tricou. Pe o pijama am dat, pe o salopetă de fapt. Am dat vreo 80 de lei, parcă, de la 8 milioane și ceva, adică 800 și ceva de lei. Și m-am luat încă o pijamăluță. Acum să vedem dacă or veni și dacă îmi vin mie, ca mărire. Pijamăluța cu pantalon și bluză am luat-o cu mărimea L, că n-aveau M. Iar salopeta este M. Așa că dacă dă Dumnezeu și vine azi, o să vă arăt și vouă. Iar contisul părului, vedeți și voi că nu mi-a mult. Mă descurc repede. Ok, cam asta ar fi. Haideți că revin la sfârșit când e gata părul. Să vă arăt cum o să fie. Și după ce mă machiez, un picuț, un picuț, puțin, 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 puțin. Da? Revin. Da, ok. Gata sunt. Asta e costumația? Azi nu m-am machiat decât puțin. Sau nu sunt în mașină? Nu. Că tati a condus, de obicei le lasă în mașină. Asta e părul. Ia să vedem și outfit-ul asta cu perluțe de la Zara, cred. Și blugii. Ups. O să-mi iau niște ghetuțe și paltonul. De la Second din SH. Pe care l-am luat la gri și gata, plecăm. Ne auzim mai încolo să vedem dacă ne vine coletul. Scuze. Gata, m-am întors acasă. Și în sfârșit! În sfârșit! După o săptămână întreagă! Bineînțeles că m-a sunat băiatul când eram pe drum, plecasem de acasă și am zis nu vă supărați. De o săptămână încerc să primesc coletul acesta și le-am spus colegilor că o să vină când nu o să mai fiu acasă. Deci nu se poate, zic, mă întorc pe la 1-1 și ceva și îl primesc atunci. Și a fost drăguț ce a venit. Deci să vedem ce am primit. Ok, primul este tricoul Juliei. I-am luat de ziua ei niște pantalonași scurte dormit de la Victoria's Secret aici, din mall, de la Băneasa. O să încerc să vorbesc mai tare. Și zic, hai să iau și un tricou, să nu doarmă cu tricourile ei obișnuite. Destul de lărguț și cam mare decolteul în V. Dar e ok. Îmi place materialul. Foarte finuț. Foarte, foarte, foarte finuț. Ia să vedem din ce e. Puh, 100% bumbac. Super, super. Este XS. Da, totuși cam mare pentru XS. O să vedem cum îi vine, dar este super, super finuț.
Dar mai aproape să-l vedeți. Foarte frumos. Foarte drăguț. Iar pe ăsta am zis, am dat 20 și ceva de lei. Ați văzut dacă scrie pe factură și prețurile. Dar nu scrie. Mai avem vreo altă facturică? Nu. Da, o să vă las scris aici, în descriere. Vreau să mă uit pe mail din nou. Să vedem acum la care să ne uităm, la salopetă sau la pijamăluță. Wow, dar ce grea e salopeta. Ha! Hai să ne uităm la salopetă mai întâi. Deci asta a fost 70 și ceva de lei. V-am zis, de la 800 și ceva. Wow, ce grea e! Wow! Deci cam așa arată salopeta. O să o și probez, dar mai încolo. Acum trebuie să mă duc după Paul. Și este cam așa. Cu pantalon lărguț. Tip zebră. Dacă se vede, se vede, se vede. Deci cam așa arată, ia să vedem. Hai că am și o oglindă aici să mă uit. Chiar sunt curioasă să văd cum o să-mi vină. Și asta este, deci, M. Da. Și era 149 de dolari sau 129 de lire. A fost la preț întreg. Da, destul de multișor. Și am dat 70 și ceva de lei pe ea. M. Super! Abia aștept să probez. Să vă arăt și vouă. Și acum salopeta. Acum pijamăluțele acestea mai mari, care sunt L. Pentru că nu aveau M, iar mi-a plăcut. Și mi-a plăcut modelul și culoarea. Asta mai au preț, uite. Ah, dar sigur îmi vin. Așa e bluzița. Chiar dacă sunt lărguțe, am că sunt pijamale, deci e ok, merită. Merge. O să le probez și pe astea, să vi le arăt mai încolo. Mm-hmm. Da, el. Short tail couture. Și ce scrie? Scrie Victoria's Secret pe ele. Aici. Uite. Trebuie să văd. Uite aici. Se vede? Da, se vede. Scrie Victoria's Secret. Ha, ha, ha. Ce chit. Iar pe asta am dat 120 de lei. Asta a fost mai scump pe puțin. Wow, dar ce transparente sunt! Nu știu dacă la voi se vede, dar se vede prin ea, în lumină. Și cam așa arată pijamăluța. Da, după cum am zis, o să le probez mai târziu. Și o să vă arăt. Să vedem din ce sunt făcute astea. Sunt făcute în Vietnam. Pentru că la prețurile de la noi nu am reușit să mă ating de nimic. Adică pantalonii scurți pe care i-am luat Juliei de pijamăluță erau... i-am dat 100 de lei pe ei, 99, iar pe site erau tot vreo 20 de lei. Adică clar că nu se compară prețurile. Și mă uitasem și eu în magazin aici, în mall la Băneasa și erau peste 100 de lei. Peste 100, doamne, ce spun eu, peste 200-300 de lei, chiar dacă erau la reducere. Așa că nu. Dar nu are etichetă? Vreau să văd din ce sunt făcute. Nu are etichetă pe interior? Bluza? N-are. Trebuie să aibă etichetă, să vedem și cum se spală. Ia să vedem la gât. Da, scrie ce se spală la 40 de grade, 55% bumbac și 45% văscoză. Deci da, ca și calitate la material, cred că este super. Și abia aștept să le probez când mă întorc. Am să le iau pe Paul și când mă întorc vă arăt și vouă. Cum să... Bine, aici o să filmăm la lumina de la ring light. Acum suntem la lumina zilei. Dar după aceea sunt sigură că se va duce lumina. Hai să-mi dau și un drumul la păr. Așa. Ok. Mă duc pe Paul, probăm și mai vorbim un pic mai târziu. Ok. Asta este salopeta. Hai că probez în oglindă, ca să o vedeți. Am luat și pupucii pufoși de la Zara. Și da, cam asta este salopeta. Eu zic că vine bine, ales căștile lui Marian. Bine, bine. Chiar dacă este M ca și măsură. Ia să întoarcem așa. Așa mă, frate. Să mă vedeți? Calma, aici pe pat sunt și restul. Da.
Și cam așa arată salopețica. A, uite așa. Să facem gulerul. Ca să se vadă mai bine. Salopeta era mai mișto dacă avea buzunare, dar mișto și așa. Nu? Mișto, mișto. Stai așa. Stai așa că nu prea mă pricep eu cu filmatul ăsta. Bun. Și acum să vedem și pijamaluța roșie. Mhm. Ok. Asta e pijamaluța roșie. Să întoarcem și așa, ca să mă vedeți. Îmi place că are buzunar. Și vine bine. Chiar vine bine. Ia să dăm mai de aproape. Să vedem. Super, super. Asta chiar îmi place și mai mult, că are și buzunar. Și tot așa lărguț. Papucii este aici. Ce drăguță e! Chiar super cute. Super, super. Mi piace. Me gusta mucho. Stai să vă întorc. Să facem și încheierea acestui vlog. Cu această ocazie. Gata, stau așa în lumină. Ca să mă vedeți. Oba! Mm-hmm. Gata. Ce cu pisamăluța drăguță, care îmi place mult. Ok, hai să vă pun pe suport aici. Am așezat un suport. Stai să dau mai pe spate un pic. Ia. Nu, mai așa. Așa. Gata. Aici mai am ambalajele. N-am apucat să strâng. Și da. M-am mai arătat o dată salopețica. Super cute. Place. Place mult de tot. Asta e salopeta. Doamna, asta e pijama-o. Tricou 1, probez că e al Juliei. Și probeze ea. Așa că m-am gândit să facem și închiderea pentru vlogul de azi. Pentru că mâine am de făcut niște treburi prin oraș. Să-mi iau niște adeverințe. Și să mă programez să-mi fac analizele. Pentru că trebuie să-mi fac dosarul nou de rețetă. Pentru tratamentul pe care îl fac. S-a apuc să aude ușa, dar nu. Nu avea cine să vină. Fac o injecție la 2 săptămâni și la 6 luni fac dosarul pentru injecțiile astea, care fac analizele. Și au trecut 6 luni, again. Și acum trebuie să fac din nou dosarul, așa că mâine mă duc să vorbesc cu doctorul să văd când să-mi fac analizele. Și nu știu ce să vedeți ce-i halatul meu. Halatul meu roz. Sipufos, cu care stau eu mereu în fiecare zi. Vă pace? Nu știu de unde e. L-am primit de la moșu. Acum 2 ani. În fine. E interesant. Da, cam asta e cu vlogul de azi. Sper să vă placă. Și să-mi dați un like dacă vă place, să vă abonați. Și o să mai facem mai multe daily vloguri. O să fac un giveaway cât de curând. Sper să vă plac. Așa că vă zic pupici. Sper că v-a plăcut să mergeți cu noi în parc și să vedeți ce am primit după o săptămână în sfârșit. Cred că am repetat de 10.000 de ori în day-ul acesta. Dar eu vă zic pupici. Să fiți bine, să fiți sănătoși. Credeți-mă că eu știu că e cel mai important. Și până la următorul daily, nu uitați să vă abonați, să-mi dați un like. Ca să mai facem și altele. Vă pup!